Rușii au atacat masiv cu drone, kamikaze și rachete regiunile ucrainene învecinate cu noi. Ținta a fost infrastructura electroenergetică. Exploziile s-au auzit în nordul Republicii Moldova. O dronă ar fi căzut în România, la gurile Dunării. Liderul de la Kiev, Zelenski, susține că situația este stabilă, dar cere sprijin occidental în contextul unei potențiale ofensive rusești în mai sau iunie. Vom discuta acest subiect cu expertul Mihai Isac. Deocamdată să urmărim reportajul. În urma bombardamentelor rusești, poliția de frontieră de la noi a raportat auzirea mai multor explozii la Soroca, Ocnița, Otaci și Cosăuți. Autoritățile ucrainene au confirmat că în apropiere de granița cu Republica Moldova au avut loc 3 lansări de rachete. Totuși, sistemele de supraveghere și monitorizare nu au detectat survolarea spațiului aerian moldovenesc, fapt confirmat și de autoritățile ucrainene. În schimb, România au postat pe rețelele de socializare mai multe înregistrări video, potrivit cărora în apropiere de Brăila ar fi căzut o dronă militară. În zonă s-a format un crater. Perimetrul a fost izolat. Proveniența dronei nu se cunoaște deocamdată. Ce auzim? Un vuiet, un haos și atâta tot. Ați auzit azi noapte? Da. La bubuitură, ceva puternică? A fost, dar nu mare așa, disperiat. Un huruit așa, ca un fel de huruit, ca cum n-ar mai aia și pe urmă s-a auzit buf, odată. Căderea dronei pe teritoriul României din această noapte este cea mai gravă încălcare a spațiului aerian din dreapta Prutului, a declarat expertul în securitate Artur Leșcu pentru Moldova 1. El este de părere că cel mai probabil ar fi vorba despre o dronă rusă de tip iranian Shahed. Probabil e cea mai mare penetrare a spațiului aerian și a teritoriului român de la începutul războiului din Ucraina. Spre fericire a căzut pe un câmp. Deci nu au fost raportate victime. Cel mai probabil este vorba despre drona Shahed 136. Putem asta înțelege datorită craterului care a lăsat, un crater de 4 metri. Deci e comparabil cu explozibilul care ar putea duce o dronă de acest tip, are în jur de 40-50 de kilograme. Deci probabil e o dronă care cumva a deviat. Rusia a lansat un atac puternic în cursul nopții asupra instalațiilor energetice din Ucraina, folosind mai multe tipuri de drone și rachete. Oficialii regionale au declarat că inamicul a atacat infrastructura din apropierea orașului Dnipro. În rezultat, o persoană a fost rănită. Autoritățile ucrainene au mai anunțat că au fost avariate și instalațiile energetice din Dnipropetrovsk, Poltava și Cherkasy. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a declarat că în țara sa situația este relativ stabilă. Totuși, Ucraina are nevoie de sprijinul Occidentului, întrucât Rusia pregătește o nouă ofensivă. În estul țării noastre, unde sunt cele mai periculoase zone din toate direcțiile țării, situația este stabilă pe cât de mult este posibil. Asta având în vedere deficitul de muniție și anumite arme. Începem pregătirea brigăzilor pentru acțiunile responsabile și importante pentru noi. Am stabilizat situația. Acum este mai bine decât în urmă cu 2 sau 4 luni. Este important să împărtășim aceste informații cu partenerii noștri și le spunem că Rusia va pregăti contraofensiva și ar putea fi la sfârșitul lunii mai sau iunie. Liderul de la Kiev a subliniat în mod special că țara sa are nevoie de sisteme de apărare antiaeriană Patriot și de artilerie. Menționăm că Rusia și-a intensificat atacurile cu rachete și drone în statul vecin, fapt ce a pus la încercare capacitățile de apărare aeriană ucrainene.